Sibiu are un rind de dezvoltare bun, iar fața orașului se schimbă de la an la an. Nu o spunem noi, nici municipalitatea, ci turiștii care revin peste ani să l viziteze orașul. Să declară mulțumiți de schimbările pe care le găsesc aici. Astăzi, în centrul orașului, puteau fi văzute grupurile cu turiști care admirau partea istorică a orașului lui Herman. O parte dintre cei care ne trec pragul au mai fost în urmă cu câțiva ani în Sibiu, și spun că sunt bucuroși să găsească acum multe schimbări și evoluții. A fost acum 15 ani la Sibiu, a avut o mulțime de negocieri și întâlniri. Domnul primar, Claus Iohannis, era proaspăt ales și discuțiile s-au purtat pe tema dezvoltării industriale, parcului industrial. Au venit în 2007, când Sibiu a fost capitale culturală europeană. Le-a plăcut ce au văzut, multe dintre hoteluri atunci încă nu erau deschise. Acum, la o primă vedere, s-a făcut enorm. O să vină întotdeauna cu plăcere și felicitări. Turiștinenți sunt cei care ne vizitează cel mai des și pentru că le place ce găsesc aici, revin atunci când au ocazia. Centrul istoric este o adevărată încântare pentru ei. Am ajuns în Sibiu acum o jumătate de oră și am apucat să vedem până acum turnuri, ziduri de apărare, clădiri vechi. Ne-au impresionat, sunt foarte frumoase. Sperăm să fie așa în continuare. Sibiul încearcă în fiecare an să fie cât mai atractiv pentru turiști și să le ofere o gamă variată de evenimente culturale sau sportive. În curând orașul va fi din nou plin pentru că peste o lună începe Festivalul Internațional de Teatru.